Adriana, bine te-am găsit și mulțumesc că ai fost de acord să-ți povestești povestea ta de viață. Știu că ai avut o viață grea din copilărie, așa că o să te rog să vorbim de copilăria ta, să începem să povestim despre copilăria ta. Ce ți amintești tu din copilăria ta? Cum a fost ea? Copilăria mea a fost tristă, nu? Am avut, practic, copilărie. De ce spui asta? Copiii își să jucau, dar eu nu mă jucam, mă rupeam broiene la porci, dar tot timpul trebuia să fac curat, în ogradă, era sâmbătă, amiază, minte capitatul nostru. Nu aveam, adică ca alți copii, tot ziua să joace sau să uite în telefon sau nu știu. Și la noi părinții mereu, sfadă, bucluc, bătăi, scandaluri. Tu te-ai născut aici în Racovați? Da. Raionul Soroca. Și tot aici ați locuit? Da. Cu părinții? Nu în casa asta, în casa mai la Vale. Eu aici, dar m-am rămas că în casa lor, părintească, cum s-ar spune. Câți copii ați fost la părinți? Trei. Tu și încă? Și o soră? Eu, o soră cu 4 ani mai mic și un frate cu 8 ani mai mic ca mine. De ce spui că părinții se băteau, se... Cine era de... Companiile erau prea multe și prea des. Tata bea? Da, sâmbătea și o bătea pe mama. Dar mama bea? Și mama bea rând cu dânsul. Dacă nu bea mama, pe el o bătea și nu bea cu dânsul. Până a început să guste 2-3 pahare, pe urmă, și pot să-i plac și imagine, ca lui ea. Dar pe voi tata vă bătea? Pe mine nu prea. Așa. Da. Cum? Când erau episoade, când mă bătea, erau că nu. Dar pe mama, de ce o bătea? Mama că bea și ieșea cu alți bărbați, el zice. Da, așa era? Da. Mama zicea cu alți bărbați? Dușea, plăiază, când dușea și lucrează, dușea, plăiază cu mașina. Dar cine întreținea familia la voi? Dacă tata bea, mama bea, cine întreținea tata familia? Tata lucra, dincolo, el vedea și lucra. Nu știu, din bunica ne trimitea bani peste hotare și nu știu din lor. Practic, eu țin minte că rămâne numai flămânță. Lua numai orez, fasolă și greci. Cartofă nu prea avem în casă. O lua, e conturul așa. Dar a fost situații când mama nu avea și să vă dea să mâncați? Și lăjă și apă, făcea mălică. Da, a fost așa ceva. Cum mâncați și apă cu mălică și atât? Da, slăjită. Și apă slăjită și era cel mai gustos. E așa nu chiar de pierd mâncarea asta. Nu numai, adică, numai cu și apă slăjită, dar pur și simplu și jimire acolo, dar atunci era fără jimire și era și mai gustos, că noi atunci eram flămânți. Mămăligă și ceapă și atât? Da. Că e dulce și e bun. Dar și n-aveau nimic și se vedea de mâncare? N-avea. Mi-a făcut toată ziua numai borș. Borș și borș și borș. Și tăiau câte un purșel. Și eu, când nu era, până orez, dacă era, băi, și cu orez cu carne, și cu grecică, și cu fasolea, pe produs nu cumpărau fasole, nu cumpărau de asta. Numai dacă rămâne eu. Și terminați repede? Da. Carne și pe urmă? Da, tata avea bani, dar nu vrea să dăie. El ducea și cumpăra din brăcava, din colțava, dar nu ne lăsa așa, că el știe că eu pot să prășesc în grădină și mama m-a luat cu dânsa pe deal și mă duceam și lucram și ne cumpăram. Dar tu ce vârstă aveai? La ce clasă ai început să mergi cu ziua să muncești? Eu din clasa întâi pot să lucrez, m-am învățat. Da. Și mergeai din clasa întâi cu ziua și lucrai? Nu, nu, de pentru a cincea mă duceam. Și ce făceai tu? Ce munceai? De exemplu, ducea mama la o femeie care trebuia să-i vopsească casă. Vopsim prispile sau mă dușeam pe deal la prășut. Este aici care au căpșuni, livadă și cum și prășa. Și făceam câte 70 de lei, îmi cumpăram o pereche de ștumpăți. Nu permanent, făceam bani și 50 am făcut. Care ne dădea haine, care ne dădea din mâncare, care nu contă de cam lucru. Dar numai tu ai fost chinuit sau și frați ceilalți? Aici la țară mătești nu fost eu. Ei a fost mă obișnuiți de dânsul, că fratele a fost cu dânsul și așa zăt. Când spune... Tu la școală te duceai regulat sau nu prea?
S-a regulat, mai dacă... Dacă era de lucru, nu te ce. Noi nu prea am stat cu părinții, cât am fost în copilărie, noi nu am stat cu părinții. Noi mai mult pe la altcineva am stat. De ce? Că ne lăsa 3 luni la unul, 3 luni la altul, 3 luni. Dividim, nu... Ei veneau acasă, noi nu aveam mai și mânca, dar ei dușeau înapoi cu avionul. Luau bani la procent și dușeau cu avionul înapoi. Și bunica, au fost și la bunica la lucru și le-a spus, trăjeți și faceți ceva. Copchii cresc mare. Dar tatăl tău se comporta astfel doar când era beat sau și când era treaz? Și că o bătea pe mama? Da. Dar el nu repede să nervea, dar și când era treaz. Și dacă era treaz, nu tot o bătea și așa. Dar cu tine cum se comporta tatăl tău? Da, dar mi-a venit manina, că mama era la lucru și deși mă tărâie, manina, mă... Tatăl tău? Da. Asta ce înseamnă că a vrut să divioleze? Da. Și asta au fost de câteva ori? Da. Și tu ai spus mamei tale? Da. Dar cum? Dar nu m-a crezut vreo câteva ori și i-am spus la urmă. Eu i-am spus nimeni, dar știți că m-a rușinat am atunci. Și la o dată, când am venit la Italia, în 2019, i-am spus. Și el, știți, el o recunoscut prin fapt că a luat și a trântit o sticlă de asta, de rachiu, de plastic, în jos și s-a dus drept în pământ și gata. El s-a nervat foarte tare și s-a zis, ce-i spus asta? Dar ce să nu spun dacă eu știu că e drept? Dar cum se întâmplă asta? Dar el nu era acasă, nu era, mama nu era acasă și el vede că se îmbăta și crede că eu sunt el. Și se dădea la tine? Da. Și tu fugeai de el? Eu îl împingem. Odată am avut să-l opăresc cu ceva cu apă. Dar câți ani aveai tot? Da, frumos, spre 16 ani. Tu câte clase ai făcut? Până la ce? Până în clasa 7 am învățat. De ce numai 7 clasă? Pentru că am fost violată. Și nu mai fost tip să mă duc la școală. Dar ce vârstă aveai? Atunci avem 13, mergem. 13 ani? La 13 ani ai fost violată? Da. Dar cum s-a întâmplat asta? Că am fost la... Cum? Eu vroiam și eu în drum, că eu atunci nu aveam prietenile mele, adică și vroiam să mă duc și eu în drum. Și e rău de mama, că vedem că alte fete duc, ce? Poate să-mi fac prieteni pe cineva. Și de-am... Cum? Eu... Ia-s la mama. Sunt de la tata și mi-a și el voie zic, dacă îmi dai voie și el zic, da, bă, da, vii, că când pe la ora 10 mai mult ești ca acum. Și eu... Grei cu mama și mama mi-a dat de lucru și a lucrat cum am avut și m-am dus pe la 8 în drum și nu am stat, zic, o jumătate de ceas. Și când m-am uitat, am întârziat cu 2 minute, și m-a alungat la casă, că nu m-a primit, eu cu Ietușa. Cine? Tata, m-am dat de drum în casă. Ține curciocul de la ușă, de la ușă, de cele rele de afară, apoi lua și îmi dai cu plescăuță, zis, nu poate deschide ușă. Și mama plângea, dar plângea o bătie. E ca și copchile educat. Și ce ai făcut? Tata te-a alungat? Nu ți-a dat voie să intri în casă? Ce ai făcut? M-am dus înapoi în drum cu vecinii și eu și mă duc. Noi ieșe practic cu vecinii și nu grăim. Grăim bună ziua și mulțumesc de a să uit la din parcă. Și mai departe ce s-a întâmplat? Mai departe am dus în drum și eu grăim. Adică cum grăim? Comunicam cu un băiat oricare, dar era... Mai mare ca mine. Ce vârstă aveai? 27. Și tu aveai 13? Da. Și? 29, nu mai țin nici până. Și... Mi-a propus să mă duc cu dânsulații de naștere. Și m-am dus cu dânsulații de naștere la Răcire și Novoți. Într-un sat vecin? Da, în departe și eu. Și acolo am avut locul de naștere și toți din era... Nu știu cum, oricum, că să mă uit. Nu cu oricum, dar... Eu fiindcă n-am văzut zi de naștere, când e tata la 13 ani de zile, mi-a dat 10 lei la ziua mea de naștere. Și mă uitam la tăiați cum ei se gestrează, și joacă pe pat, consum alcool, băuturi alcoolici pentru mine, nu știu cum erau. De câți băieți erau acum? 8. Dar fete în afară de tine mai erau? Da, 4 fete erau. Și cât ați stat acolo? N-am stat mult, vreo 2 ore cam. Asta nu. Dar în timp de cele 2 ore tot încercam să mă... Stădea la tine? Da, stădea la mine și avem un telefon de ăsta care e cu și mă sună mama și vin acasă cumva să fac să stau drogul de fereat și cumva să sună tatu.
Dar mă gândim să cred că tata așa doar că și mă cheamă acasă, dă-i drumul și... I-am zis lui ea, zic, ia uite, m-a auzit, mama, mă arăt, decât zic, tata, mă gândit dacă mă duc acasă. Și el a spus, hai că te duc eu și grăiesc eu cu tăi. Și înapoi când ne-am întors, am decis, dar nu l-am văzut eu pe dâns chelera. Chelera servit. Nu l-am cunoscut. Și când am înapoi pe drum, la jumătate de drum, au zis că s-a uitat tableta. Și înapoi ne-am întors și s-a luat tableta. Și mai băut o două stăcani. Și eu când m-am trezit, cum din somn, zic, era noapte, era târziu. Și m-am trezit într-un întuneric, imens, de a se vedea că se răsuna într-un garaj. Eram acolo. Și eu am început să țep, zic, unde m-ai dus? Zic, du-mă acasă, m-a speriat așa de tare întuneric, dar eu, într-adevăr, din întuneric mă tem. Mm-hmm. Și eu am zis că, nu, așa, să începem acasă, să te duc acasă eu. Și de... cum? M-am dus în casă la dânsul. Acolo era, tot era întuneric. Știu cum m-a luat și m-a pus așa în pat. Și folos, că a strigat, a înțipat, dacă nu... Dar el cu cine locuia? Cu tata lui. Și tatăl lui nu a auzit că el, că tu țipi? O auzi, da, el știe și el cum e fișor și nu poate să facă nimic, el stem de dânsul. Și cât te-a ținut acolo la dânsul? Eu până la 6 dimineață, până a adormit el, știi, acolo, eu am fugit. Dar cum ai reușit să fugi de el? El dormea. Și eu m-am gândit, zic că să mă trezesc cumva. Eu l-am mai zis pe dâns, că m-a dus de apă, ne-ai apă, cum vreau apă și așa, zic că e ca de încă în tindă. Și m-am uitat chestii ușă. Și acolo m-am dus și am fugit. Și când ai venit acasă, ce ai spus mamei? Mi-a zis nică, m-a bătut. Mama te-a bătut? Nu ai povestit că ai fost violată? Nu, deodată. Eu nu am aflat. De la cine au aflat? Tot de la mine. Dintre aia. Hai, spune dragul mamei, hai, spune. Și eu m-am lichit și am spus. Și după asta l-a dat la poliție. Și s-a depistat că a fost caz. Viol. Da, s-a depistat că a fost viol. Și a fost condamnat, a fost? Da. Și eu condamnat. A ajuns la pușcărie sau nu? Nu. De ce? Nu a ajuns pentru că a fost iertat de către mine, că noi am trăit împreună jumătate de an. 3 luni la dâns și 3 luni la mine am trăit. Și gata mai departe, și eu. Nu mai putut. El te-a violat și după asta tu ai fost cu el împreună. Da. Nevoit am fost. Dar tu simțeai ceva față de el? Nu. Eu vroiam, nu vroiam. Trebuie să trăiesc cu dânsul. Așa au zis. Și te-ai dus la dânsul să trăiești? Da. Și cum se comporta el la început? Normal. Care m-a violat, normal s-a comportat. Nu m-a bătut, pur și simplu. Nu m-a obișnuit, nu m-a bătut, numai... Cu drogurile el s-a ocupat și eu am văzut asta și nu am... Aiure. Și nu... Și cât ai fost cu dânsul preună? Jumătate de an. Și după asta ai plecat? Eu am venit singur acasă. O singură, el pe mine m-a dus acasă cu mașina. Și de mai, de ce zic, cu un acord, adică să nu mai ieșim împreună. Dar cu el copii nu ai? Nu. Și după care te-ai recăsătorit sau ce ai făcut? Da. M-a recăsătorit de casă. La ce vârstă? La 14. Dar cum ai făcut cunoștință cu... De prea. Un băie de așa din sat care nu-i cum. Hi, ha, 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 eram, dacă eram așa la fantarul în departe. Și a venit cu dânsul. Făcă cunoștință ca cu niște copii, că dacă, eu dacă vedem cum așugă cineva, Doamne ferește, mă temem, că zic, am ușor, mă ieș, mă duc și într-o parte. Și fugem acasă și s-a început, de la început, a comportat frumos, a grăit frumos. Dacă ai nu mă primeau acasă, eu de-aia m-am dus la dânsul. Și tu, la 14 ani, te-ai meritat pentru a doua oară. Da. Dar aici în sat știa că tu ai fost violat. Deja s-a auzit. Și tu de ce intenți mai departe să înveți? Dar până nu m-am putut duși, pentru că tata nu a vrut să mă duc la școală. Era rușine? Da. Și a zis că lumea și așa grăie, dar de măcar să mă duc să terminați să învăța. Îți pare rău când te-ai dus să înveți? Foarte mult îmi pare rău. Mult te înveți de la școală, e ca parcă pare că e simplu, că e clasa 7-8, dar cu timpul îți vine în cap că nu...
Nu te ajută. Și la 14 ani te-ai măritat pentru a doua oară. Da. Unde trăiați voi? La Mărâncă. La el? Da. Și cum era la început? Ghiliș frumos. Dar părinții lui cum au reacționat când el o a adus acasă, tata o minoră de 14 era ani? Bețiv. Tata lui? Da. Da, mama? Mama? Nu știu, era psihotare. Dar el ce vârstă avea? Mama lui? El. El? 29. Și tu 14? Da. Și cât a durat perioada asta frumoasă? Spui că el se comporta frumos cu tine. Nu, până a rămas însărșănat cu băietul. Și după asta s-a început? Da. Și vedeam cum băietul a crescut mai mare și ori. Voi și mătă de ani când a început a prinde la cioare. Atunci și tot surpris și era o bucată. Așa tot a început încă și mai tare. Îți amintești acum prima bătaie? Da. Cum a fost? Avea o sobă de asta albastră. De ce e vechi încă de când. Și a luat o trubă de asta de la sobă. Și el așa m-a bătut. Un golnic. Cu o bucată de fier te-a bătut? Da. La picioare. M-a dat sub nas. Erai gravidă? Da. Câte luni de sarcină aveai? Da, nu mai țin minte. Deci am văzut și așa, cam așa. Și el te bătea doar când era beat sau când era treaz? Când era beat sau treaz? Când era treaz tot. Dar de la ce? Treaz când acasă? Era, parcă era jele, dar nu... Da, deși, că... Nu știu... Când era treaz, acum îmi dădea noși să fac. Ce-am sac de noși. Îți dădea ceva de lucru? Da, că nu lucram, că nu atram în ogradă, că nu știu. Să ne înainte la orice, că nu apărim la porși, de exemplu, cu sterminașul. Nu reușim să termin. La Orientiu. Dar când era beat, vine acasă și la ce începea să te bată? Când era bat? Că nu-i place mâncarea. Și-ți ducem bieși la compotă, eu compotă, făceam câte 102 de bănci. Singurul i-am ducem apă, singur culegem jeșele. Și el nu m-a cumpărat zahăr. Adriana, tu la 14 ani aveai viață de matur. Da. Atunci ce ai înțeles tu din copilăria ta? Că am crescut porci. Că am văzut cum stai porcul. Nu știu. Cum am dat cu Sania, nu știu. Eu asta. Știu. Tu la 14 te-ai căsătorit, la 15 ai rămas însărcinată. Da. Și la 16 ai născut. Da. La 16, pe 23 decembrie. Dar câți copii ai cu el? 3. Doi băieți și o fată. Și o fată, da. Dar el dacă a început să te bată după nașterea primului copil, de ce ai mai născut cu el? Nu știu, eu m-am gândit că el a schimbi, că... Ca schimbi și m-am gândit odată dacă a rămas însărșinat, nu știam eu atunci ce înseamnă avort. Mi-a de ce nu zis eu că așa mă. Mie nu mi-a zis. De câți ani ai fost cu dânsul împreună? 5. Și timp de 5 ani mereu te bătea? Da. Tot timpul. Așa că din cauza lui uitam-o permanent. Dar cum te bătea? Poți să-mi zici o situație gravă când te-a bătut atât de tare? Da, de anul nou a fost. Cum s-a întâmplat asta? Asta pot să vă spun, amăși, anul 2018. 2018 trecând în 2009. În ajunul anului nou. Uh-huh. Cum s-a întâmplat? Da. El l-a chemat pe tata. Cum? Nu face mâncare. Și l-a chemat pe tata lui ca să-și adă la... Cu noi, să petrecem nou împreună. Și era o soră, soră s-a dus mai devreme acasă, fratele a venit, că soră vine numai în vacanță, că era la școală. S-a dus tot în ziua și înapoi. Dar fratele a rămas la mine, mai mic, care cu 8 ani, că el permanent știa la mine, că vroiam să-i scot din calvarul care era acasă, vroiam mai gine la mine să șadă, că nu se vadă. Să mergi de cu la Orient și să jucă, și era mai ușor cu dansul. L-a chemat pe tata lui să facă frigărui. Ei au început să bie afară. Și-a luat și... Dar el dacă era un mârt, și repede bea un stacan, două și sâmbata. Poate își grăie o vorbă, dar omul abia țăie, știți cum. Nu trebuie să-i trage atenția. Dar el era supărat pe tata lui, că deși l-a bătut pe... Nu, nu l-a bătut. Deși l-a ușit pe bunielul lui, din partea lui mama. Tata lui mama lui.
Și am început să-l bată. Eu dau două deșticături după cap și mă dau o cheie și jos e făcut și l-am trăit de jos. L-am luat în casă, l-am luat și l-am... De pe lejancă și sărie cu picioarele peste dânsul, cu tot acolo un bag de asta, nici m-am spărit de-a nou, nu văd de mărat de scotă din casă și să n-am mai trecut. Și atunci te-ai bătut și pe tine tare? Da, că eu m-am vrut și să-l scot cumva să-l apăr, să-l dau într-o parte, pe dânsul să-l trebuie cumva acasă, ori să-l pun undeva pe pat, să le liniștească amândoi vroim. Că erau copii, era la Orientiu și plânge și-a văzut și era și fratele. Nu, el tot plânge tare, că s-a început a spărie. Dar n-am putut, m-am luat și pe mine. Dar pe tine cum te-au bătut? Cum m-au bătut și pe dânsul, m-au peste mine, m-au sărit cu picioarele, dar rest. Cum m-au nimerit și cum m-au putut și cu pumne și cu picioarele în cap și pe burtă și m-am luat și pe mine. Mai tare în cap pe mine m-au bătut. Și ai fugit la dânsul sau i-ai spus că pleci de la dânsul? Am fugit. Știm cum, dacă îi spun, el vine acasă. Cu el ai trei copii. Știu că unul dintre copii este bolnav. Ce are? Are hidrocefalie. Adică capul mare. Crește mai da, mare ca norma. Da. Și care este starea lui? Cum se simte acum? Cum sunt după două operații, nu prea bine. Mereu plânge, tot de picioare, ca și prima dată. Tu ai patru copii. Trei cu primul, dar... Cu primul soț, dar al patrulea copil de la cine este? La doilea. Care noi ne-am cununat, ne-am înscris, ne-am dat afară. Dar ce te-a făcut să te recăsătorești, să te măriți a doua oară? Am vrut să le fac viața, să am tată la copii, pentru că dacă primul nu am putut trăi, zic, da, să încerc să-mi fac, că totuși stă-n răzna și nu stau singur și am nevoie și de un sprijin oricare, dacă zadar a fost și nu. Am început abia și nu ne-am înțeles și gata, am spus că nu despărțăm nimeni rău. Am rămas însărșinată, am născut și copilul ăsta, că nu am putut să-l lăs, mi-e plac copiii, îi iubesc pe deja. De obi, știi, chiar să fie și din care n-aș fi copil, mi-e dragi pe deja. Adrina, și cum era al doilea soț? Bietare. Cu prietenii, nu știu ce, o să spun că... Fetele. Știu la alte fete? Da, îți dușe cu fetele de mână în altă parte. Și cu mine era. Și tu știai? Da, evident. Știe cu dansul și ca în cărți. Eu eram într-o parte, mă uitam doar la dans și dacă ducem ceva, o luam. El bea cu fetele și ele. Și cât ai fost cu el împreună? Aproape 5 ani, dar nu 5. Și cum se comporta cu tine el? Greu se comporta. Cu al doilea sus, de-al doilea sus. 5 ani ai fost cu el. Da, da. Și locuiați aici la tine? Da. Tot la mine. Îmbrăcat, eu îl îmbrăcam. Încălțat, eu îl încălțam. Și el a plecat de la tine sau tu l-ai alungat? Noi de mă împreună. A venit momentul când noi împreună am grăit și i-am spus, zic, eu nu mai pot. Nu mă faci mine fericită. Eu viață nu văd cu tine. Și el tot tare te bătea ca și primul soț? Nu. Nu mă bătea tare. Da, din când în când? Din când în când, știți cum, dacă îi alungam prietenii din casă, putea. Că deși nu gădeam voie să stai cu dânsul. Dar el trebuie să gădeam ochii. El vine să-și vadă fata? Da. Îi aduci ceva? Vine cu mâna goală sau îi aduci ceva? Nu, tot timp, rare ori când vine. Dar ce poate să-i aducă? Da, îți aduc și să-i cumpăr eu, da, știți cum. Dulciuri poți să-i aducă. Pescuiți, dar e micuț încă și... La pensia alimentară nu l-ai dat să-ți plătească? Nu, încă nu. Dar primul soț, cu care ai trei copii, el te ajută? Nu, a fost el și-a zis 100 de lei la copii. 100 de lei? Da. O să măcar le-ai luat ceva și tu. Și 100 de lei și cumperi cu 100 de lei. Tu la 23 de ani ai patru copii. Da. Din și bani tu te întreții? Din ajutor social și din pensia la băiat. Și cât ai ajutor social? 3200. Și pensia băiatului bolnav? 4200. Și ce faci cu 7000 ca să ajungă așa toată luna? Și fac. 4000 puteți spune că se duc numai pe leacurile lui. Că cutie pe fereastră și puteți vă uitați. Dar 3000 plătim în mine, în grădiniță, mâncăm. Și îți ajunge? Și internet. Da. Ajunge, dar de-am... Ce să fac? Ți nu ți-e frică copiii tăi ar putea să aibă viața pe care ai avut-o tu?
E frică foarte tare lucrul ăsta, nu vreau să, eu nu vreau, dar nu vreau să zic să promit, dar eu las masterul din punct de vedere, eu ca mamă, cum i-am crescut până masterul să nu treacă prin așa ceva. Să le ofer și ea, adică și nu, nu oferit părinții mie atenția una, la mână, dar doilea înțelegere și ești. Pe lângă dragoste. De părinte, copilul are nevoie să-l hrănești, da. Să-l îmbraci. Din ce? Mai câștigăm câteodată câte o hăinuță pentru dâns. Nu știu. Voi stați la evidența asistentului social? Da. Și vine, vă verifică? Da. Vine preț de veste. Nu ți s-a spus niciodată că o să rămâi fără copii? Nu s-a spus. De ce? De două ori. Dar care a fost motivul? Nu găsit ordine, era rău moment și ăla și nu am putut să fac. Dar mâncare ai mereu la copii? Da, da. Cât de sărac, adică cum, cât de, să nu și bă carne, dar este mâncare. Și ți-e frică să nu rămâi fără copii? Da, asta e și mare frica mea. Dar doilea că să nu pierd pe Dudu, băiat. Tu până acum, până la 23 de ani, ce ai înțeles tu din viața ta? Că am crescut copchii, s-s mamă, a patru copchii și s-l îngădeșă mereu de când au nevoie și în orice moment astea și eu. De altceva nu vreau nică. Nu-mi doresc nică mai mult. Adriana, cei care vor vrea să te ajute, au văzut istoria ta, interviul cu tine, cum poți să te găsească? Un număr de telefon, o pagină de Facebook? Facebook-ul Bulgaru Adriana. Mă găsesc pe Facebook, dar numărul de contact 067-236-486. Eu îți mulțumesc mult și îți doresc multă putere și ca copiii tăi să nu repeti viața pe care o ai tu. Mulțumesc frumos și dumneavoastră. Îi mulțumesc celor care ne privesc, chiar dacă doriți să întindiți o mână de ajutor Adriane, o puteți găsi la numărul de telefon sau pe pagina de Facebook. Aveți grijă de voi și de cei dragi.